Începând cu data prezentului ordin, personalul medical de specialitate, medici, primari, specialiști sau rezidenți, personalul mediu sanitar, personalul auxiliar sanitar și personalul sanitar cu studii superioare, chimiști, biologi, biochimiști, fizicieni, farmaciști și balneofizio-kinetoterapeuți, angajați ai unităților sanitare publice pot fi detașați sau delegați la alte unități sanitare publice care înregistrează deficit major de personal. Pe durata stării de urgență, personalul menționat anterior nu poate refuza detașarea sau delegarea dispusă în condițiile aliniatului precedent, iar dacă detașarea sau delegarea se face în alte localități decât cele de domiciliu, unitățile administrativ-teritoriale sau cele sanitare unde este detașată sau delegată persoana au obligația de a asigura cazarea și hrana. Detașarea sau delegarea în interiorul județului se face sau se dispune prin ordin al prefectului la propunerea Direcției de Sănătate Publică. Iar detașarea sau delegarea în alt județ decât cel în care își desfășoară activitatea persoana respectivă se realizează prin dispoziția secretarului de stat desemnat de Ministrul Sănătății sau prin ordin al Comandantului Acțiunii după caz. Bineînțeles, aici Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări vor emite un ordin comun prin care stabilesc modul de plată și de contare a activităților respectivului personal. Aici a fost obligatoriu acest ordin în vederea pregătirii unităților sanitare și a sistemului sanitar și sistemului de urgență pentru a face față în cazul unei creșteri exponențiale a cazurilor. Cu COVID, bineînțeles, și în cazul în care avem deficit de personal în unele zone, lucru care știm că există în unele județe și unde va fi nevoie de detașarea personalului respectiv către zonele cu deficit.